Aici am fost la domnul președinte. I-am pus clop și straiță, l-am făcut așa. Și apoi eu din nici un tătă telzaur a fost așa cu corne, cu tăsă, s-o băga cu cornele pe mine. Că fădea că a fost cu ocelar. N-a fost oprit, a zis că să facă și a făcut poză. Și aici tot așa am fost cu... Așa, cu luam diplomă. Aici iar m-a prins amunde, nu știu unde m-a prins și aici m-a făcut. Dar asta, îți dus amunde cu obiectele, nu știu, cred că sunt... Nu știu pe unde sunt, că tare multe poza. Am luat pe tălocul, nici nu știu, o uit. Și aceea diplomă am primit. Și aia asta, diploma asta, m-a dus de la București când am fost. Pe aceea, nu știu unde am fost, pe aceea am fost aici. Pe alta am fost prin satul mare, că am diplome, am de oală de zană. Mă bucur de ele, uite-te, mi-e plac, le pui, am umplut masa de diplome. Acolo am, acolo l-am pe ala mai mic, ala e ultimul, a nouăle. L-au fost de trei ani când a fost la Ceaușescu. Acolo am șase îmbrăcați, din coace iar alză, că tot când a venit oricine, tot a fost îmbrăcați și prima. M-am bucurat de ei. M-am mândrit cu ei, că a fost a mie și am îmbrăcat frumos. Și apoi am să bucură ei de mine. Dar m-am dus din coace așa, care e tăta la mai mic. Acolo am fost eu de 19 ani. Atunci, atunci m-am măritat. Aici este patul, pat cu coli, băi, ziceam de mult. Alții zic cu bortă, că înăuntru este pat. Și deasupra pe pierine, acolo dormeau prunce când au fost mici. Și noi, că erau toți oamenii în casă, nu aveau cameră aparte și apoi care era somn să băga, acum nu-l vedea că dorme. Și dormea acolo în pat cu colibă. Să-l desfac, pus. Nu. Îl desfac să-l vedesc cum arată. Așa, așa era acolo patul cu... Am pus lipideau în el și perină și așa. Aici am făcut mire, mireasă, știți nanașii, aici știți pe cai. Asta e o fătucă tare mândră și e mea la nuntă, am făcut steag, uite-l. Ca la nuntă, ăsta mea călărește, fata după el, și aici este nuntaș. Aici am eu făcut tablou, l-am căpătat, acolo cu familia, sunt la sâmbra oilor, acolo e fata cea mai mare, acolo ziua, acolo feciorul cel mai mare, tot sunt plini. A fost, da, da, a trecut așa, îmi pare că mi-ar plăcea să fiu amuni. Când era o nuntă, ne cățam cu 8-5, mergeam la nuntă, la biserică, jucam, mergeam de scuță, numai sărbătoare, când mergeam la biserică, ne cățam. Cu ce vă încălțați? Cu 8-5, de cum o să legăm fetele. Și era cineva în sat care făcea 8-5 sau vi le luați de la da, acolo? Ba, era aici, făcea 8-5. Erau oameni, 3-4, care făceau 8-5. Apoi au ieșit cizmele la mult, apoi au ieșit pantofi. Când m-am măritat, am avut pantofi. Am eu la mirile pantofi. Am avut până atunci. De unde i-a luat? De unde i-a adus? Probabil de pe runde, că mai aduceau oamenii așa să vândă, cu prăvălie, au fost cizmari. S-au învățat de cizmari, au făcut cizme. Și apoi așa, apoi s-au mai făcut oamenii, că s-au făcut cizme. La fete și la feciori, încă erau cu pinteni. Și apoi au lăsat 8-5-le, dar de mult tare, eu umbla cu 8-5. Păi eu umbla cu 5 și cu ăsta. Și așa că o dus am umblă, am unde trebuie pantofi, am jumătate sunguri, jumătate români. Că își iau pantaloni și colea își iau uioș. Jos e unguri și în sus e român. Nu-ți mai agaci. Asta nu-i treabă când te-ai îmbrăcat, o șenești, îmbracă-te cu tete, ținuta. Arată că ești așa, nu? Nu că mi-au numai ui, așa și mi-au iau și eu pantalon și pantofi. Noi. Asta e, n-ai ce faci. S-a stricat, tot nu mai fă oameni, nu mai am unoști, fă fetele nimic. Peste un an, doi, trei, peste cinci ani, nu mai vezi că nu aș fi împunge cu ocul, nu aș fi fă mâncare, nu știu, fă nimic, numai telefonul. De nu s-o rumbul, da, crezi numai nimurici, nu crezi prunci, nimurici. Că îi destrug cu mâncare, nu le dă să îngrașe. Da, la prunc, trebuie de mâncare până mică, să prindă putere, o sucăle, să tare. Nu a avut un an nici unul și o măr mare. Când a fost de un an, a fugit. Nu mai putut prinde. Da, nu. Trece de un an, trece de doi, ferească Dumnezeu.
N-au puterinică dacă nu le dăm. Nici ceai nu le dă, zahăr, le dă apă să bea. Și doctorii sunt nebuni. Doctorii sunt nebuni cu oamenii, cu femeile, cu tătul. Eu știu și eu i-am născut. Și îmi lași atunci pe la uliță, pe la căs, ca să nu le dai nouă la temperatura camerii. Am ascultat. M-am dus și mi-am cumpărat termose, că n-am avut aragaz. Și zic, nu faci foc de atâtea ori? Și îl șerbeai ceaiul și dimineața, seara, spălai termosul și îl umpleai de ceai fierbinte și aveai tot timpul ceai cald. Eu așa n-a fost șohan roșu în gât, eu n-a fost un ceas internată cu el la spital. Eu n-au fi și numai că m-am dus să-i cântăresc. Eu n-a fost beteci. I-am grijit așa, că ducule. Le-am dat drăt și-am pune omule, dar când am văzut aici o vecină că-i dă la pungă, îi dă apă, zice, ce faci? Și doctorul zice, vai, du-te să nu te văd. Du-te să nu te văd. N-a fost roșu în gât șohan, am avut roșu în gât, ei doare urechile, dar de obicei doare. Răcesc la mață, păi dai tu răce, apă nehiartă, măcar de o cherbe, s-o pui să răcească. Povestiți-mi câte ceva despre momentul în care ați fost declarată dumneavoastră mamă eroină. Că am avut prunci mulți. Și atunci nică ne-a dat tema la Consiliu și ne-a dat premii. Și ne-a dat medalii. Și acum mi-a dat asta, care când am fost. Și în decorațiile, zicem, știi ce ne dure. Și așa că, nu, că am făcut prunci mult și i-am grijit și m-am avut grijă de ei. Și se bucurau când făceai, aveai prunci mulți. Dar nu vreau să fac prunci în ele. Ce să le faci? Nu, asta a fost. Și păi Iliescu mi-a luat penzie. Și așa că eu după bărbat am penzie, că eu aveai mândri bani, aveai de ăștia bani, aveai 900. A mii bani și cum am avut atunci, cum i-au luat. Na, și Iliescu ne-a luat la toți penzia și nu a dus nimeni nimică, dar toți să cacă. Și penzia mică și toți să omoară, că n-au pedă pe de mult. N-au avut oamenii penzie. Cum a trăit? Toți am fost, am avut toate, țineam găini, țineam tete, făceam mâncare, cumpăram câte o kilă de zahăr și dacă era nevoie și n-aveam în casă. Avem brânză, avem carne, tăiem găini, vițăi să tăiem, porci tăiem. Și-au trăit oamenii. Și-au fost toate făcute bine. Nu a fost nimic beteac. Rari oameni nu a fost beteac, că nu a fost spitale, apoi s-au făcut spitale. Aici nu a fost spitale. Ce a însemnat pentru dumneavoastră acest titlu de tezaur uman viu pe care îl aveți de 7 ani? Da, păi am însemnat așa că m-am bucurat că capăt și o diplomă. Eu, nu, bine, n-am, ce știu să nu, am dat tezaur uman viu ca să scos zi. Zi și eu, îmi pare bine că zi și trec pe el. Ce a însemnat pentru dumneavoastră? M-am bucurat. Ați avut senzația că oamenii recunosc valoarea și talentul dumneavoastră? Da, păi m-am bucurat și eu că ți-am ajuns și eu că să-mi dea și mie diplome și... Nu, am zis că însemnează... Nu, zic bine că... E și eu, atâta. M-am bucurat. Cum să nu mă bucur? Și când am căpătat cele diplome, m-am bucurat. Nu, uite că și pe mine mă iau în evidență. Vă vedeți altcumva viața dacă n-ați fi cusut și n-ați fi țesut? Și... Nu a fost și bună. Că să stai așa țapă în ăla, nu stai, nu râzi, nu glumești, nu faci nimic, mă stai mânios. Așa mai e, nu pot sta cu mânurile într-o loc, că mai lucru cu ele. E mai bine. Nu mi se strâmbă, nu mi se lemnesc, că lucru cu ele. Povestiți-ne, acum mai lucrați și de ce mai lucrați? Da, păi lucru că îmi plac să le văd și mă iubesc, nu pot sta într-o loc. Sunt obișnuită aș coasă, îmi plac așa mândrețele, aș fa orice, aș coasă, aș fa haine, aș fa straiță, aș fa clop, tete le fac. Că îmi plac, mi-s dragi. No, cele să vecesc, facem, este mai frumoasă și așa. Și coasă, la prunci când se bucură că le dau câte un clop, le dau câte un... straiță, le fac haine, le îmbrăc pe nepoți și le fac poză și ei se bucură tăți, că tare multe poze am cu tăți. A
ați povestit adineauri de episodul ăla când a venit polițistul care venise de la satul mare, da, și era ars pe față de la apa. Ars, dar că eu ieșit ața din la mașină. L-am vindecat, dar două zile văzut cu ochii. L-ați vindecat? Așa acum, acum începeți, după ce termină colega mea de da. Spuneți acum, cum l-ați vindecat? L-am vindecat și friptură. Cat că a fost fript la obraz, că a sărit apa de la mașină și l-a strupt. Și a putut, a fost dimitrus la spital, în satul mare. Și apoi a avut nănașul să a stat aici la Negreș și a auzit și l-a adus la mine. Și apoi i-am pus pasament pe față, l-am legat așa măscat. Și a stat două zile, a văzut cu ochii și apoi s-a făcut piele frumoasă înapoi și nu s-a cunoaște, nu s-a cunoscut nimic. M-am vindecat de mult, bă, că ți-am vindecat vieță și prunci și tăți. Că nu ustură nimic, când o pui, că nu ustură. Pansament cu ce? Ceara o pui că nu se... Ceara o pui că nu se leagă de rană. Pasamentul. Nu lasă să lege de rană. Și pui plante. Trei feluri de plante și apoi le frigă în ceară și fac cu tifonul. Pasamentul și apoi ala îl desfac și ala îl pui pe rană și așa pe față, oriunde ești și nu te doare nimic. Că acum îi dau cu mâna. Nu ustură. Și fă piele gata să el, fă piele curată și nu rămâne... Nimică, piele netedă. Și lucrurile astea, ce plante anume să folosiți, de unde le-ați aflat? Le-am aflat de la Borșa. M-am făcut eu acolo o vară și a fost un doctor acolo la sanitor. Și ala a învățat pe mama că cum să facă. Și mama a făcut și de mult. Și de mult aveau prunci bube așa pe la gură, li se făceau, ziceau bube dulci. Și alea le vindeca cu sânzieni. Culea sânzienile când îți copte. Și făcea coronița și usca la umbră, dar nu a pus alte florine, numai sânzienile. Și când a fost uscată, a făcut așa cenușe, cenușiță pe părfurie și o cernuță, nu știe, cu botiță și apoi o închide smântână proaspătă deasupra de pe lapte lor și o amestecat așa și de două ori, un sprunce pe la gură, n-aveau venit să cunoște eu nimic cu mine. Dar mă, să mai fac, vrea așa, mă, să mai facă de asta. Și așa că mama o știu, și de acolo de tare mult. Și păi eu am învățat de lei, m-am uitat și că trebuie să fii tare, să nu himilo, să legi așa frumos, să nu strâng, să nu... Nu, și să le faci așa cu voință bună, ișor la mână, să legi, apoi să vine că imediat. Rețetele astea de tratamente, de pansamente, le aveți undeva sau le aveți scrise undeva sau în cap? Le am în cap. Căpăsână, nu le scrie nicăi. Am mai uitat la mama cum îi fă și mami, din cum i-a spus, o dinit și-o făcut și nu te pot face alta fă, dar doare, rămâne durerosul, e grea la mână, nu tot omul poate face. N-ai un sân bun, tu să-l faci și apoi n-ai făcut nimic. Spuneți-ne un cuvânt de final, ceva, un mesaj pe care vreți să-l spuneți dumneavoastră oamenilor care o să se uite și o să vă vadă pe dumneavoastră filmată. Da, păi le spui să fie sănătoși și să asculte, că care mă ascultă, numai bine e umblat care m-a ascultat. Să învețe să lucre, să le fie dragă, să nu stea mânioși, să stea, nu fie hăpsâni, să fie frumos și să râdă și capul sus și să lucre încet și corect. Asta i-aș dori, dar nu fă nimeni de astea. E mult așa au fost oameni. Voios, s-a dus în coace, s-a dus în culo. Făcut tete de la inimă să mă vezi că râs, o glumit, cu capul sus și du-te. Și lucră și fă, nu ți-i supărat, nu ți-i nici când, că n-ai nici o rol, n-ai. Am eu moră banii. Să duc, nu li zbogheți. Au un sac, nu li destul, mai măr după unul. Nu li destul nici ala, așa, să duc cu sac și cu tot cu bani. Nu mai au nici sănătate, nu mai au nimic, nu mai capul lor să fie plin. Păi, măi, dar poți să fă toamnă. Nu uitați ce negru să fac. Na, gata?